Hello, dragilor! Ce faceți? Vă zice bună dimineața, dar nu mai este bună dimineața de mult, pentru că între organizare și făcut chestii și aranjat și vorbit la telefon și căutat și adunat informații și așa mai departe, s-a făcut unul. Este 1:30. Eu aveam de gând să mai și filmez astăzi, fiind zi de content, aveam zis de gând să mai fac și alte lucruri și asta e sticla mea de apă, nu știu dacă vă aduceți aminte, pe care am luat-o din Pepco. Când am fost ultima dată la Pepco sau când ați văzut voi că am fost ultima dată la Pepco și îmi place foarte tare pentru că beau mai multă apă de când o am pe lângă mine așa. Îmi place că e din sticlă. Oh, good, ce să zic. Așa. Acum simțem nevoia să beau puțin apă pentru că mi-am făcut o cafea. Am băut una de dimineață la vecina mea și acum mi-am făcut încă una ca să am forță. Teoretic este o zi foarte frumoasă, dar bate puțin vântul, este recicuț. O să ieșim și afară, dar che pasa aqui? Che pasa? Dar un pic mai pe seară pentru că mai am lucruri de făcut în casă. Acum sunt în mood-ul ăla, sunt în faza aia în care aș sta mai mult pe afară și n-aș mai face nimic, dar mă trage laptopul, știți? Ăla tot trage de mine, că hai. Când, de fapt, eu aș vrea să stau afară, să zburd ca mielușeii, să mă joc Udi, care de în moment ce eu stau în casă, e și ea în casă. Da, asta după ce iarăși m-a trezit, de data asta a reușit performanța să mă trezească la 1 noaptea. Și pentru că am ignorat, a început să treacă așa peste mine. Până m-am enervat și am dat-o afară, că nu se putea cu ea altfel. Am fost, când? Zilele trecute m-am văzut cu Aniela. Și am fost la un Pepco și vreau să vă zic că s-a întâmplat minune. Minunea minunată pe care trebuia să o înfăptuiesc de anul trecut. Vai, ce mă enervează asta cum stă aici. Așa. Minunea minunată pe care trebuia să o fac de anul trecut s-a întâmplat acum. Și anume am luat vază. Am găsit o vază foarte frumoasă care are... din alea rămase. Am pus arpagicul în ea, am cumpărat niște arpagici pentru a pune în grădină, evident, și l-am pus în ea și s-a umplut de fulgi din aia de la arpagic. Ne-am luat o vază care mi se pare foarte, foarte drăguță, din sticlă, arată foarte bine. E super simplă, dar îmi place genul ăsta de vază și îmi place că are dungile astea aici pe ea și nu se văd cotoarele sau alea, cum le zice. Creierul meu e blond, rău de tot azi creierul meu. Așa, nu se văd așa bine în vază. Și îmi place foarte tare cum arată, este foarte drăguță. Și am trecut și pe la Sinsei, nu Shein. Pe la Sinsei și ia uite ce mi-am luat. Pentru că cineva, nu știm cine, se va apuca în curând de făcut pâine. De fan, așa. Știu că pe majoritatea v-a lovit trendul cu făcutul pâinii în pandemie, dar eu în pandemie eram deprimată, voiam să mă sinucid și aveam alte treburi. Prin urmare, da, am luat-o acum și acum facem pâine. Nici n-am desfăcut asta. Și am mai găsit ceva la Sensei și vreau să vă arăt, pentru că e foarte fain. Asta apropo și de clipul trecut cu ce nu mai cumpăr de antiholul pe care l-am făcut. Asta cred că mai repede se desface cu apă caldă. Da, și că e foarte fain. Am văzut că toată lumea folosește. Are și centimetru aici. E de cam ascuțită pentru gustul meu ăsta. Dar mă rog. Așa, și tot de la Pepco mi-am găsit niște stickere care par foarte drăguțe. Îmi place că sunt în culorile astea așa moody. Mi-am luat și un caiet care nu e aici și pe care vreau să-mi... să fie un fel de brain dump, pentru că de-a lungul zilei, când fac ceva, când, nu știu, spăl vase sau sunt în grădină sau așa, tot timpul îmi vin idei, ba de content, ba de lucruri pe care să le fac în casă, ba cum să organizez ceva, ba, nu știu, o frază, ba ceva și tot timpul îmi vin idei și zic, las că le scriu și niciodată nu le scriu și bineînțeles că după aceea nu mai aduc aminte de ele și pentru... ăla am luat astea ca să-mi pun sticăre și să-mi notez în caietelul ăla. Aveam caietele, nu era ca și cum aveam nevoie de alt caietel, dar să fie încă unul. Ce are? Încă unul la grămadă. Care ar fi problema? Ia să vedem. Sunt toate la fel sau sunt diferite? Ah, nu.
Sunt trei pagini din astea cu stickere și toate sunt la fel. Which is great! Așa. Sunt foarte faine, îmi plac culorile astea așa pastelate, verde. Începe să-mi placă nuanța asta de verde, să știți că nu, înainte, nuanțele astea două de verde, înainte nu-mi plăceau deloc. Dar acum începe să-mi placă și e bine că am mai multe ca să le pun și în agenda mea. Și ce am mai luat? Am mai luat niște saci din ăștia parfumați. Chiar spuneți-mi dacă voi, la voi saci ăștia parfumați fac ceva, că știu că am mai luat odată, am mai cumpărat odată, dar cred că ei erau din IEM. Și n-am, așa, ăștia i-am luat pentru baie, evident că sunt mici. Am fost la Nala și mi-am luat și eu în sfârșit o cremă din asta de mâini. Concentrated Rehab Hand Cream. Așa, am auzit la mai multe fete și la prietenele mele și la alte fete, am auzit că sunt foarte, foarte bune cremele astea de mâini de la Nala și pot confirma de când am luat-o că îmi place foarte, foarte tare. Este super grasă crema asta, este genul ăla de cremă super, super grasă, pe care, în mod normal, eu n-aș suporta-o, deși am nevoie de ea, în mod normal n-aș suporta-o pentru că e prea grasă și e uleioasă și lipicioasă, așa, și lasă ulei și nu. Dar asta se absoarbe în mână atât de bine, de imediat după ce ai dat-o, ți-a intrat în piele și o simți că a intrat în piele și n-ai treabă, n-ai mâna grasă. Deci este super, super bună. Chiar vă recomand crema asta de la Nala de mâini, oricare din ele. Asta are miros de lavandă și, în mod surprinzător, nu mă deranjează. Pentru că eu sunt mare antifan, ca să zicem, lavandă. Dar în mod surprinzător asta nu mă deranjează și ce-am mai luat de la Nala, pentru că știu că Eugenia mă bate la cap de ani de zile de când îi zic cu treaba mea cu alergia la sărurile de aluminiu din asta din deodorant. Mi-am luat un deodorant din ăsta solid de la Nala, să-l încerc și eu. Ăsta este cu grefuri deodoretic. Miroase bine, are un miros foarte discret, așa, de ceva citric. Am băgat unghia puțin în el pentru că am vrut să-l încerc, că vorbeam și cu tipa de acolo, de la standul Nala, că e puțin deranjant, într-adevăr, când îl vezi așa, în forma asta, că trebuie să-l aplici cu degetul, dar nu au cum să-l facă în formă solidă, pentru că el este cremos și în momentul în care îl aplici, automat se transformă în pudră. Nu știu dacă să vedeți, se vede ceva acolo. Ceea ce, într-adevăr, poate fi o problemuță în momentul în care porți haine pe care să putea transfera. Că lasă urme. De lăsat lasă urme. Nu pătează hainele, dar lasă urme. Asta e. Trebuie avut grijă. Dar am vrut să-l încerc și pe ăsta ca să fac o comparație între ăsta și cel pe care l-am eu de la vă pun o poză pe ecran, că nu mai știu cum îi zice, niciodată nu rețin, care e foarte bun, dar și ăla la fel. Lasă urme și se văd urmele alea dacă pe haine, dar vreau să le compar, să văd cum îs, pentru că ăsta e vreo 20 de lei, parcă ăla e vreo 50. Nici ăla n-ar fi scump, dar să vă pot prezenta mai multe alternative, că știu că în momentul în care am menționat treaba asta în clipul cu antiholul, m-ați întrebat mai multe de deodorante, deci problema nu e doar la mine, nu am doar eu pitici pe creier, ci mai multă lume. Așa că, da. Acum, aș vrea să filmez, dar hai să vă arăt ce mi-am mai luat, pentru că mai am câteva haine. Mi-am luat un tricou, mi-am luat o cămașă când am fost atunci și m-am văzut cu Aniela și mai am două rochițe pe care aș vrea să vi le arăt, pentru că dacă tot sunt în capitolul ăsta și cumva se leagă de subiectul ăla din antihol, în care vă spuneam de faptul că nu mai vreau să cumpăr haine care să aibă sub mai puțin de 50% fibră naturală. Deci că vreau să aibă minim 50% fibră naturală. Și câteva dintre voi chiar m-a scris pe Instagram că da, o să fie foarte greu, că nu se poate în România, că nu știu ce, și vreau să vă arăt că chiar se poate și e chiar foarte ok. Dar ideea e de schimba puțin viziunea, puțin optica. Brâbă! Așa, mă vedeți? Mă vedeți! Am luat două piese, una de la Waikiki și una de la Sinsei, iar era să zic și nu știu ce am cu și nu. Ambele sunt din 100% bumbac. Ziceam de treaba asta cu hainele. Ideea este în felul următor, din ce am observat eu, că în mintea oamenilor
când zici haine, majoritatea oamenilor se gândesc Zara, H&M, Mango, poate, Bershka, genul ăsta, adică grupul Inditex și ce e pe lângă. Dar haine nu trebuie să însemne numai astea, sau chiar și Sensei, haine nu trebuie să însemne numai genul ăsta de branduri sau de magazine. Adică există haine și din de la alte branduri și de la alte magazine care sunt foarte ok și găsiți haine din bumbac, din viscoză, din lână și așa mai departe. Chiar și la brandurile astea. Da, într-adevăr, nu este tocmai ok să vină Zara să-mi vândă o rochie de bumbac la 350 de lei, cum am văzut pe site la ei, care n-are, o rochie care n-are nimic special, nu e cu nimic din deosebită, e doar 100% bumbac și cam atât, în condițiile în care genul ăla de rochie le găsesc și în altă parte. But whatever. Și de la Waikiki mi-am găsit un tricou polo blu. Uitați-vă la el ce drăguț este. Stați așa să pun asta aici. Deci, am găsit tricou ăsta polo blu, care este absolut fabulos din perspectiva mea. Este, tricou polo în general este super, super versatil și merge bine cu foarte multe lucruri. Și îmi doream de mult timp să-mi iau un tricou polo. Când am mai fost eu pe la cei de la polo, nu prea am găsit ce mi-a plăcut. Și atunci, când l-am văzut pe ăsta, zic, wow, I have to have it. Și este perfect, este minunat. 100% bumbac, a fost și super ieftin, nu știu, că i-am luat eticheta vreo 35 de lei, acolo am dat pe el, adică super ok, deci se găsesc soluții. La fel și cămașa asta, pe care eu de altfel o mai am într-o variantă, cred că ați văzut-o dacă m-ați urmărit și anul trecut, eu mai am într-o variantă oarecum similară, doar că e pe bleu. Și o mai am pe o variantă și mai deschisă. Asta e varianta pe care am luat-o anul trecut, e necălcată, că da, a fost în șifonier. Și asta e varianta de acum, pe roșu. Și îmi place foarte tare. Și asta este din 100% bumbac și îmi place că este genul ăla de cămașă care are structură, are prestanță. Și materialul nu e subțire, adică e foarte, foarte ok. Și îmi place să port cămășile astea exact așa. Gen, am dat-o puțin cu steamerul ca să nu fie tocmai... așa, stați că mi se ridică bluza. Mie îmi place să port cămășile astea așa, în loc de, nu știu, haină sau ceva. De multe ori le port și prin curte, le port și prin grădină și îmi place să le port cumva chiar și cu bluze din astea, pe gât, pe dedesubt, dar, nu știu, un fel, în loc de sacou, dacă vreți, și ce bine merge cu combinația asta. Vedeți, sunt foarte monocromă astăzi, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar ăsta era outfit-ul meu de astăzi. Trebuie, ce-i drept, o curea la pantaloni ăștia, că sunt un pic largi, dar în rest, da, genul ăsta. Și merge foarte bine cu pantaloni deschiși la culoare, merge pentru pantaloni scurți pe vară. Deci e o cămașă super versatilă din perspectiva mea și cealaltă, evident. Și e de la Sensei. Cât am dat pe ea? Vreo 45 de lei parcă sau ceva în genul ăsta. A merge super, 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 super bine. Stați așa. Hai că nu vrea. Hai cu mine. Hai că poți. Așa. Și e foarte ok pentru layering, mai ales 45-99, 46 de lei. Deci a fost foarte ok ca preț. Și se spală super bine, că asta e partea frumoasă la genul ăsta de material. Că se spală super repede. Pare... așa îi zice că e sintetic, dar nu e, e bumbac. Dar e genul ăla de material care e bine țesut și rezistă la tăvăleală, cum s-ar zice, și pot să o speli. Adică eu de multe ori le port odată și după aia le arunc la spălat cu totul și una, două, le spăl, se usucă foarte repede și pot să le iau. Doar le dau puțin cu steamerul, că se calcă ușor, le dau puțin cu steamerul și aia ies. Și tricou ar veni cam așa pe mine, cam așa ar arăta, este XS, apropo. Cămașa cred că este tot XS, stați să mă uit că nu mai țin minte, S sau XS, nu mai știu exact, este S. Dar la cămașa era problema de umeri, la ăștia îmi vine perfect, îmi vine perfect pe umeri, la elealtă XS-ul mi-ar fi venit un pic strânsă pe umeri și de aia am luat S la cămașă. Ăsta l-aș băga în pantaloni, dacă e să mă întrebați pe mine, aș prefera să bag tricou în pantaloni, că e mai clean, nu știu, aspectul ăsta de bluză băgată în pantaloni e cumva mai clean, mai elegantă. Bineînțeles, puteți să faceți cu genul ăsta de tricou și varianta aia cu jumătate înăuntru, jumătate pe din afară, nu e nicio problemă.
Dar mie mi se pare că mai bine arată și e super fain. Îmi place, de ce îmi plac mie tricourile polo? Pentru că poți să faci varianta aia sport, casual, cumva puțin elegant, adică sunt puțin elegante, dar în același timp nu sunt foarte, foarte casual și poți să le pui chiar și la un sacou sau la ceva mai, nu tocmai casual să zic. Așa, poți să faci combinații foarte faine, deci sunt foarte, foarte versatile tricourile polo și mai ales când sunt așa accesibile, dacă le găsiți pe oriunde și sunt accesibile, luați-le cu... Acum mi-aș mai dori unul alb, n-am găsit unul alb, dar dacă voi găsi unul alb, îl vom lua. Și partea faină este că nu are niciun logo pe el, ceea ce este minunat, că eu știți că nu sunt foarte mania asta a logourilor. Și dacă tot suntem la capitolul haine, să vă arăt că mi-am luat două rochițe, nu știu ce am vrut să zic acolo, două rochițe în ultima vreme, care mi se par foarte drăguțe și s-ar putea să le mai găsiți la reduceri. Eu cred că tot la reduceri le-am găsit, dar cred că le mai găsiți. Și o avem în primul rând pe asta, ambele sunt cu tipare, deși am zis că nu mai cumpăr rochii cu tipare. Uitați-vă la ea cât e de faină, este... Și știți că cât de mult iubesc eu verdele, dar combinația asta de verde deschis cu mov, cu bleu, mi s-a părut foarte, foarte faină. Și rochia asta o găsiți și pe alte modele, adică genul ăsta de material și de tipar, îl găsiți și pe alte modele, pe alte rochii. Am văzut și o rochie maxi, asta este de la Orsay. Am văzut și o rochie maxi, am văzut și o rochie midi, parcă am văzut și una cu... o spaghetti strap. Dar mie mi-a plăcut mai mult asta, că eu având umerii lați, pentru mine sunt mai ok astea care îmi acoperă o parte din umeri. Și da, e foarte, foarte faină, plus că are rochia asta, fusta cloș și e așa super flowy. Mi s-a părut foarte faină de vară, e minunată și este căptușită, ceea ce e bine. Și asta a fost, nu știu cât, a fost super accesibil, nici nu știu, stați așa, a fost 50 de lei. Vedeți, cred că am luat, v-am zis că am luat-o la reduceri și la asta am numărul 34, că nu știam exact cum sunt în numerele de la Orsay, iar cealaltă pare dreaptă, dar nu e, ea vine cu, nu este perfect dreaptă, este cambrată și are și un cordon, doar că v-am zis că am dat-o cu steamerul și... la fel, și asta mi s-a părut foarte, foarte frumoasă, plus că la asta m-am gândit că nuanța asta de vișiniu mov așa închis poate să fie o culoare foarte bună de tranziție în perioada asta de primăvară, adică rochia asta cu niște cizme din alea peste genunchi sau cu niște cizme, cu un trench sau un palton ceva mai subțire, ar face tranziția foarte frumoasă către primăvară, știți? Adică ar fi tranziția aia perfectă dintre materiale care sunt mai degrabă de iarnă și tiparul ăsta care să zicem că e mai primăveratic, așa, care e aerisit pentru că e pe alb, pe fundal alb și v-am zis cât de mult îmi plac mie tiparele pe fundal alb și mi se pare că vine super, super bine. Ia hai să le și încercăm dacă tot suntem la capitolul ăsta. Ca să fiu 100% sinceră, eu am gândit rochia asta ca pe rochie de casă, adică eu mi-am gândit-o așa, în scopul ăsta, am luat-o ca să o am pe aici, să o port pe aici, pentru că este foarte, foarte flowy, este foarte lejeră, este din viscoză, 100% viscoză și m-am gândit că pentru vară, pentru perioada aia când e cald, când n-am chef să se lipească nimic de pielea mea, când toate cele, este numai bună și știți că nu mă dau înlături de la o rochie cămașă niciodată, că pentru mine rochile de tip cămașă sunt the best of the best, dacă e să zic așa, și se așează super bine, îmi place cum, deși ați văzut că ea e mai cam dreaptă, dar arată super bine și cu tiparul ăsta, v-am zis, merge și ca o rochie de tranziție de primăvară, vară, dacă o mai găsesc, asta e de la Mojito, cum ziceam, dacă o mai găsesc, o las pe, vă las un link în descriere, ca să puteți să o luați și voi dacă vreți, mai ales că încă cred că o mai găsiți la reduceri dacă este. Așa, și mi se pare foarte, foarte fain, adică îmi place tiparul, îmi plac culorile astea, îmi place cum se așează, uitați cât de bine vine. Și e foarte, foarte lejeră, este foarte... De aia, în momentul în care văd oameni care spun păi rochiile sunt incomode, nu înțeleg, adică eu nu îi pot înțelege, nu le pot înțelege pe femeile care spun rochiile sunt incomode, că efectiv rochia asta nu o simți pe tine, nu simți că ai avea ceva pe tine, este atât de lejeră și atât de ușor de purtat, încât
Da, și lungimea îmi place foarte tare, este perfectă pentru mine. Am pus-o cu pantofi ăștia nude, așa ca să vedeți ca idee, dar v-am zis, dacă ar fi cu niște cizme din alea peste genunchi, cu un palton din alea de primăvară, ar fi minunat. Adică ar ieși o combinație superbă de primăvară, de tranziție și poate și altă curea merge să punem la asta, dar adică nu e neapărat obligatoriu să rămân la curea asta, la cordonul ei, dar mie mi se pare că e fabuloasă cum arată și a fost super ieftină, nu știu cât am dat pe ea, că nu mai am eticheta, a fost super ieftină și de-aia zic, nu trebuie să vă cramponați numai în chestiile clasice pe care vi le bagă pe gât Zara și H&M sau chiar și Mojito, chiar și astea, nu trebuie să vă cramponați în lucrurile pe care le vedeți, nu știu, în reclame pe Instagram, pe Facebook și așa mai departe, în magazine pe manechine și așa mai departe. Dacă căutați puțin, găsiți inclusiv la magazinele astea haine bune și de calitate. La unele, într-adevăr, prețul e mai mare, la altele ies chiar decente. Să ne aducem aminte de paltonul ăla pe care nici acum nu vi l-am arătat, din iarnă pe care l-am luat, ăla din 100% lână de la Zara, da? A fost el mai scump, dar oricum, paltonul în sine este o investiție pentru mai mulți ani, adică nu e o investiție doar pentru un sezon și eu zic că merită. Ah, și aici, așa, încă un lucru care îmi place la rochia asta, exact același lucru ca și la cămașă, nasturii sunt acoperiți. Nu știu dacă vedeți voi, dar nasturii au o bucată de material așa care vine peste și nu se văd. Și nu știu de ce, dar genul ăsta de detaliu mi se pare că face cumva piesa de îmbrăcăminte, o face să fie puțin mai elegantă, mai rafinată, că nu vezi nasturii așa decât pe ăștia pe care îi las deschiși. Dar în rest, mi se pare că arată super bine. Ziceți voi, dacă nu arată bine. Și dacă arată bine, puteți să ziceți. Hai să încercăm și pe cealaltă. Rochia asta îmi place de mor. Deci este până în punctul ăsta the best of the best of the best. Favorita mea. Așa, combinația asta pe care am făcut-o eu, chiar dacă mi-aș lua o geantă sau ceva, este puțin preppy. I know. Este puțin așa, foarte 50s dacă e, dar putem să o gândim și outside the box dacă e solo. Și uitați-vă la ea, cât de drăgălașă este, cât de cute e, îmi place la nebunie, materialul este superb, asta este din bumbac, numai din viscoză, materialul superb și jupa și partea din exterior, absolut superbă și uitați că are mai multe fâșii de material, adică rochia nu este pe cerc făcută, ci e făcută din mai multe bucăți de material, lucru care o face să aibă așa prestanță, să stea cumva foarte înfoiată și îmi place foarte, 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 foarte tare. Deci este absolut delicioasă din perspectiva mea și abia aștept să vină primăvara să o port. Cred că am să port foarte mult primăvara asta. Cu fiecare ocazie pe care o să o găsesc, o să o port, pentru că e superbă din perspectiva mea și dacă e să mă întrebați spre mine, dacă vreți să-i dați o notă ceva mai tinerească, mai, nu știu, nu atât de preppy cum este ce vă arăt eu aici, puteți să luați, să o combinați cu niște Adidas sau cu niște espadrile sau cu niște tenis albi, de exemplu, merge foarte bine, zic eu. Cu o geacă de blugi ar merge foarte bine, știți? Adică mă gândesc că dacă o ducem într-o zonă din asta puțin mai casual, o să arate absolut superb. Dar în orice caz, eu sunt mega încântată de rochița asta. Evident, îi putem schimba cordonul cu o curea, pe care cordon eu l-am prins prost, da, whatever, așa, și cred că ar ieși din, cred că cu rochia asta ar ieși foarte multe combinații faine și este superbă și plus că materialul e foarte, foarte bun și foarte, iarăși din asta, exact, e exact tipologia de material ca la cămașă, pe care îl speli foarte repede și rezistă la tevălelă și se usucă repede și după aia iarăși s-a călcat super ușor cu steamerul. Deci eu cred că o să fie o rochie super purtată asta pentru că îmi place la nebunie. Deci o ador. Da, pe lângă faptul că se învârte. Da, se învârte și se mișcă, ceea ce e cu atât mai plăcut. Dar e ea frumoasă și v-am zis, combinația asta, dacă mi-ai fi zis vreodată că o să port verde cu mov, ziceam, fugi, du-te, pleacă și lasă-mă, că nu, niciodată, mai ales verde, știți că eu verde, eu și verdele
love for life, așa, dar în combinație asta mi se pare genial, adică mi se pare cum nu se poate mai bine. Și vedeți ce vă ziceam de umeri? Eu am umerii mai lați decât șoldurile și la mine se vede și de-aia genul ăsta de rochie este perfectă, este genul de rochie făcută pentru mine, cum ar veni. Pentru fetele cu șolduri înguste, dar cu umerii lați. De ce? Pentru că având partea asta, banda asta, lată aici, îmi acopere umerii, ceea ce îi face să se strângă puțin și având volum aici, îmi pune volum fix unde nu am. Vedeți? Și se echilibrează foarte frumos silueta. Am mai vorbit de treaba asta cu câțiva ani. Dacă vreți să reluăm poveștile astea, îmi spuneți și le reluăm. Dar în orice caz, fabuloasă rochia. O să vă las link de la rochia asta și v-am zis, o mai sunt și altele, tot din același material și același model. Mă bate gândul să le iau și pe alea. I don't know, să le iau și pe alea, să nu le iau. Nu știu, cred că am pic exagerat să ai mai multe rochi în același material și aceeași chestie, știți, ceva care se semene foarte mult, nu? Zic, adică, da, dar asta clar, dintre toate cele pe care le-am văzut, asta este preferata mea și o iubesc de nu se poate. Și mai venea și pe alt model, ceva cu albastru și alb și, în mod surprinzător, am preferat-o pe asta, alea, da. N-aș ști să vă zic de ce, ba da, adică știu, cumva asta mi s-a părut mai frumoasă decât aia cu albastru. Dacă puteți să credeți așa ceva. Dar nu e exclus că dacă o mai găsesc, să o cumpăr. La asta, măsura mea este 34. Apropo, încă un detaliu pe care l-am mai menționat de-a lungul timpului, pentru fetele minione și subțirele și slăbuțe. Mojito și mai era un brand, dar nu mai știu care. Cred că Mango sau New Reserve, nu mai știu. Au măsurile mici, adică eu intru de multe ori în 32 de la toate brandurile, adică 32 fiind cea mai mică măsură. Eu intru în 32 de la toate brandurile, de multe ori îmi este mare, dar la Mojito 32 îmi e mic și mai ales la umeri, da? Și la sâni. Deci 32 îmi este mic, de-aia la Mojito știu că trebuie să merg pe 34. Așa că aviz amatoarelor, ca să știți, eventual urcați o măsură dacă este la Mojito, pentru că nu prea corespund măsurile cu alte magazine. Am văzut că multe din fetele pe care le știam eu, minione, micuțe, foarte slăbuțe, își luau de la Mojito pentru că li se potriveau și lor hainele, știți? Adică nu îmi păreau lălui și nu erau, nu știu, oversize. Așa. Deci asta ca idee pentru fetele care vor să știe treaba asta. Dar ce ziceți de rochița mea? Care vă place? Asta? Cea cu verde sau cea cu mov? Let me know. Cu vișniu. Mov, vișniu. Care vă place mai mult? Am obosit. Da. Tur de forță să vă arăt toate alea și apropo că mă întrebați de multe ori dacă cum fac eu să nu-mi murdăresc bluzele de fund de ten? Nu fac. Adică mi se întâmplă. Cum, ca și bluza cealaltă pe care am avut-o pe mine, cum am dat-o jos, cum am umplut-o de fund de ten. Sau nu fac. Nu-mi iese tot timpul, dar aia e. Încerc și eu. Da, sunt momente când și eu le pătesc, de aia m-am și schimbat. Acum, urgent, urgentisim, urgentisimos să mă apuc de ce am de făcut. Ar trebui să mă duc și până la magazin. Și am un chef. Știți cât de mult chef am ca să mă duc la magazin, nu? Așa, dar trebuie. Și până atunci o să... Ia uitați ce din astea am. Niște agrafe din astea foarte cute cu fundițe pe care m-am decis să le folosesc pe post de semne de carte. Având fundițele astea. Și foarte decolaci. Bun. Da, de ce mă apuc prima dată? Stai să-mi iau caietelul. De ce mă apuc prima dată? Cam atâtea pe cap. Dânsa tot acolo este, nu, n-a părăsit, nu, nu e, nu, nu putem să o mutăm de acolo, sub nicio formă, no. Hai că vorbim puțin mai încolo. Si, am o juză aici. Ce faci, Zuzuli? Ce faci, Zuzuli? Să știi că lumea te place foarte tare, așa cum ești tu nebună. Și zici că e scurcit cu tată. Te place foarte tare lumea, da. Te place că ești nebunică și zăpăcită și este o scumpică. Da, știu că ești, uite. Ei, uite, ziceți și voi, cum să nu iubesc? Cum să nu mor de dragul ei când face fața asta? Cum să nu iubesc? Cum să nu iubești fata? Cum să nu iubești fata când face figurile astea? Cum?
Da, mami! A venit și mami, bineînțeles. Mami este cea mai mare cerșetoare de atenție, adică nu care cumva să-i acord atenție altei persoane decât ei. Deși dacă vreau să-i acord atenție, nu mă iubește. Când tăiem și noi zmocul ăla din coadă? Ce zici? Îl tăiem? Hai, mă lași să-l tai. Promit că nu doare dacă îl tai. Promit, promit, promit. Da, am ieșit afară până la urmă, că nu am stare. Nu, tot încerc să fac chestii. Am făcut câte ceva, dar nu foarte multe lucruri. Nu am stare în casă, voi mai încerca mai pe seară. V-am zis că mă trage vremea asta de afară, cu toate că bate puțin vântul, dar e bine. Și primul lucru pe ordinea de zi este să ud aici straturile, fiindcă au nevoie de un pic de apă. De fapt, nu. Prima dată o să dau cu lac, că trebuie să dau al doilea strat de lac. Și de-abia după aia să ud. Da. Fiindcă dacă ud scândura, după aia nu mai pot să dau cu lac, că și așa n-am mai dat cu lac, cum ziceam, fiindcă a plouat. Dar acum s-a uscat și numai bine pot să dau și să măcar astea pentru căpșuni. Poate facem căpșunii, poate facem astea pentru căpșuni, ar fi minunat. Aparent, să știți că n-am făcut foarte multe lucruri, dar cu toate astea am făcut câte ceva și există un mic progres. Întâia și întâiași dată am dat și pe partea cealaltă astea cu lac și le-am mai dat o dată pe partea pe care aveau deja lac. După care, astea au fost date cu stratul 2 de lac, ceea ce este minunat, că înseamnă că am terminat cu ele și cu ăla și cu ăsta. Și după care, cum ar spune cineva, am luat aceste scânduri care vor fi și ele folosite pentru straturile înălțate și le-am dat un strat de lac. Înainte de toate le-am curățat bine de pământ, că și ele aveau pământ pe ele, le-am curățat bine de pământ, le-am dat cu șmirghelul și după aceea le-am dat cu un strat de lac. Le-am curățat și pe alea, doar că alea vor trebui să vină spălate, era cuvântul pe care îl căutam, spălate cu furtunul, cu un pic de presiune, pentru că au prea mult pământ pe ele, că astea au fost în interiorul straturilor ăstora mici anul trecut, au fost pe mijloc, așa au avut o chestie, în fine. Deci aia mai am de făcut, dar trebuie să le iau de aici ca să nu le stropesc pe astea, că sunt prea aproape, așa. Și acum mergem la plimbare, pentru că Udi voia să doarmă. Udi, pleacă de acolo, puiule! Pleacă de acolo, că-ți cad alea pe piciorușe și nu vreau să te mă trezesc, că dă-te de acolo, că le dărâm. Tu le dărâmi? Udiță! Măi! Mai muțico! Hai să mergem la plimbare! Ia, ia, ia! Câtă veselie aici! Câtă veselie aici! Ai pus lăbuțele pe mine! A sărit pe spatele meu! Ai pus lăbuțele pe mine! Nu cred asta ceva! Hai să mergem! Haide! Haide! Hai somnorilă! Hai! Și tu și Udi sunteți două somnoroase! Ia uitați cel mai dulce copil din lumea asta cum doarme. Uitați-vă la ea cât e de dulce. Deci nu mai pot de dragul ei, mor. Da. I-am luat păturica de pe fotoliu pentru că a trebuit să am fotoliu liber, să mă pot folosi și eu de fotoliu ăla să fac ceva. Și s-a mutat pe păturica ei, nu s-a dus pe fotoliu. Doamne, de ce e scumpă de Dumnezeu. Of, Doamne. Of, Doamne, Woody, poți să fii mai dulce de atât? Poți să fii mai scumpă și mai dulce de atât? Și mami, stinge lumina, că mă deranjezi. Hai, lasă-mă în pace. Și poate nu mai faci nici gălăgi. Ce mustăți! Ce mustăți, ple! Doamne, deci mor de dragul ei. Se întâmplă ceva. Hello, ce faceți? Reluăm vlogul ăsta. La vreo două zile distanță după ce l-am lăsat, pentru că am făcut diverse chestii și n-am fost în starea de filmat și nici nu prea am avut ce să vă arăt, în afară de faptul că am pus căpșunii, ceea ce cred că dacă mă urmăriți pe Instagram-ul de casă și grădină, ați văzut, sau pe TikTok, dacă nu aveți Instagram, le aveți în descriere, în orice caz, dacă vreți să mă urmăriți și acolo. Și nu am făcut mare lucru, ca să fie demn de menționat, dar astăzi este o zi absolut mizerabilă, afară. De bine ce a fost frumos când am pus căpșunii și ieri iarăși a fost o zi mizerabilă și se pare că tot sfârșitul ăsta de săptămână o să fie așa mizerabil, oribil, groaznic. Bate vânt foarte, foarte tare, iar rece și mă așteptam să fie totuși un pic mai primăvară așa, dar da, se pare că iarna încât să ține așa cu dinții.
Bine, nu e frig de mori, să nu credeți când exagerez în halul ăsta, dar este rece și este neplăcut și nu-i plăcut să stai afară și mi-ar fi plăcut să stau afară ca să-mi curăț scândurile, să le termin pentru măcar pentru două straturi, dar se pare că nu se poate pentru că vânt și n-am de gând să stau pe vânt afară, dar asta nu m-am împiedicat să mai dau o comandă de semințe de jur, că am dat anul ăsta, nu, că e o boală și am văzut chestia asta la toți cei pe care îi urmăresc cu care fac content de grădinăriț și la englezoaice și pe TikTok și așa mai departe, la toți cei pe care îi urmăresc, pe cuvânt, toți au o problemă și eu m-am lipsit de la ei, toți cumpără semințe în prostie, nu știm nici unii dintre noi dacă le punem pe toate sau dacă chiar vrem tot ce comandăm, dar nouă ne sună bine când vine vorba de semințe și am dat o comandă de semințe și mi-au venit și aș vrea să mai semăn ceva astăzi, dacă tot stau în casă, să mai semăn. Ceva ce surprinzător n-am găsit în magazin, pentru că am uitat să comand când am dat prima dată comanda de semințe, a fost Cosmosul. Pentru că anul trecut a fost un fail cu florile, în general, la mine, pentru că, mă rog, s-au suprapus cu perioada aia nasoală și n-am mai stat de ele și nu mi-am mai ars, dar anul ăsta am mari, mari, mari planuri pentru Cosmos, pentru că îmi place atât de tare și vreau să îl semăn și să am grijă de el, să fiu mult mai atentă cu el. Apoi, mi-am mai luat un rând de bame, pentru că cele pe care le-am semănat eu, nu știu, ori nu au ieșit, ori ies mult mai greu, habar n-am. Nu m-am uitat să văd care e perioada de germinație la bame, dar în orice caz n-au ieșit încă, le mai aștept. Fasolea a ieșit, asta e chestia, că le-am pus odată cu fasolea și fasolea verde a ieșit, dar bamele n-au ieșit și zic să mai iau, să am așa. Ceva ce îmi doresc foarte tare anul ăsta să cresc, am vrut de anul trecut și am uitat pur și simplu, dar mai bine că am uitat. Și anume lufe. Vreau neapărat să-mi iau lufe. Pentru cine nu știe, este acea cucubitacee dicotiledonată, dacă știți de unde e expresia, care, din neamul castravetelui în orice caz, și a pepenelui, care în interior se face ca un burete și este practic un burete natural. Și îmi doresc foarte tare să am bureți naturali. Da? Mi-am luat arhon, pentru că mama mi-a trimis niște tarhon, dar nu e suficient și am constatat că, da, gata, cu joaca trebuie să-mi pun eu tarhonul meu, pentru că altfel nu ajunge nicăieri. Ceva ce n-am găsit în magazine în mod surprinzător și v-am spus că vreau neapărat să încerc anul ăsta, fenicul. Da, vreau să încerc să-mi pun fenicul și să vreau să văd cum este, vreau să văd dacă mi iese, habar n-am, l-am desfăcut și eu, că am zis că poate văd cum iese, sunt semințele, dar n-am nicio șansă. Și... da, mi se pare o plantă foarte aromată și mi se pare că dă multă savoare la mâncare și aș vrea să-l testez. Am mai luat niște roșii uriașe, unde le pun nu știu, deci chiar nu știu, că și de dimineață m-am trezit la două, imaginați-vă, m-am trezit jumine și stăteam și mă gândeam cum îmi aranjez straturile, că mai e foarte puțin până sunt gata și mă gândeam cum îmi așez straturile, cum le pun și așa mai departe și mi-am dat seama că nu... cred că nu am spațiu pentru tot ce vreau eu să pun și nu știu cum ce voi pune și o să le luăm oricum pe rând, pe toate, încet. Și mai am și galbenele. Galbenelele care sunt, pe lângă faptul că sunt plante medicinale și sunt niște plante frumoase, sunt și utile în grădină și am zis să fie acolo. Și ce am mai luat? Dar asta spuse deoparte. Comandasem mazăre dulce și comandasem mazăre dulce pentru flori, nu pentru mazăre în sine și am primit mazăre. Pe factură scrie că ar fi mazăre dulce, dar pe ambalaj nu scrie. Firma este aceeași și nici nu știu să mai sun oamenii aia să-i întreb, băi, mi-ați dat ceva greșit sau eu sunt nebună că nu văd unde scrie mazăre dulce sau ceva. I don't know. Nu știu. Da, o pun pe asta și vedem. O să încercăm. Dacă nu, o să cumpăr la anul sau mai pentru toamnă mazăre dulce, dacă o să găsesc. Dar mazărea dulce are niște flori super parfumate, super, super. E ca măzărica aia de v-am arătat-o eu în, dacă țineți minte, în vlogurile din primăvara trecută, de anul trecut. Era o măzărică. O să o vedem și anul ăsta pe câmp.
mi-am zis că o să îmi fac semne, nu știu pe unde este, și să-mi iau și să-mi pun și eu la mine în grădină, dar nu am făcut treaba asta, pentru că e o floricică care miroase foarte intens și foarte frumos, e foarte, foarte, foarte parfumată. E, și cumva mazăra dulce aduce cu aia, așa, și de aia am vrut-o, pentru flori, nu neapărat pentru mazăre în sine, pentru că ar trebui să pun jumătate de grădină ca să am cantitatea de mazăre pe care o mănânc eu în general. Aia e altă discuție, da, și în rest nimic, atât. Am mai luat gazon, dar aia e altă poveste. Gazonul e, mă rog, așa, o să vreau astăzi să pun, cum ziceam, câteva flori, nu știu, roșii, să... de dimineață vorbeam cu mama și îmi zice, vezi să nu pui astăzi semințe, nu semeni azi. Zic, de ce? E vineri. Așa, și ce dacă e vineri? Nu, vinerea nu se seamănă. De ce? Că nu se seamănă vinerea, ce nu înțelegi? Nu știu de când a devenit mama superstițioasă, pentru că mama n-a fost niciodată superstițioasă. Mai avea chestii, că zice lumea că de superstiția aia, dar nu prea-i păsa. Dar în ultimii ani, a luat-o rău cu superstițiile și, da, evident, nu mă interesează, eu n-am nicio treabă cu superstițiile ei. Așa. În altă ordine de idei legat de grădină, vreau să-mi fac un plan. Bine, asta ar fi trebuit să-l fac de mult și în capul meu există de mult, nu cu grădina, cu toată curtea, e împărțită. Mi-am dat seama că am început să mă uit la Gardener's World și mă uitam la Monty Don. Monty Don este prezentatorul de la Gardener's World și mă uitam că el are cumva grădina segmentată pe zone. Fiecare zonă înseamnă altceva. Și mi-am dat seama că asta încerc și eu de câțiva ani să fac cu curtea mea și cu grădina mea, pentru că la felul în care este pusă casa, și n-am pus-o eu, cum este pusă casa, că e foarte iurea pentru curte și pentru grădină, nu-ți rămâne altă soluție decât să segmentezi, să fragmentezi efectiv grădina, curtea și toate cele, astfel încât să... să înțelegi ceva din bucățile astea. Și cumva am început să fac treaba asta, v-am zis și zis, punând merii care sunt acolo ca graniță către grădina de legume și având flori și așa mai departe, dar o să vreau să fac un plan pe hârtie cu fiecare zonă în parte și vreau să mă decid ce pun în fiecare zonă, să acord atenția necesară fiecare zone în parte și să văd exact cum o aranjez, pentru că îmi place foarte tare, deci mă animă foarte tare și mă face să mă simt tare bine și în ciuda faptului că e foarte mult de muncă și la mine în curte, deși s-a curățat curtea și nu mai este în stadiu în care era cu 10 ani, de exemplu, încă este enorm de muncă, foarte mult de muncă și lucruri care nu depind neapărat de mine, dar cu toate astea îmi place și vreau să le fac și mi se pare, nu mă stresează, nu mă chinuie, poate mă enervez eu la un moment dat că, nu-mi ies anumite lucruri sau poate că așa, dar sunt chestii de moment, adică pur și simplu nu mă sâncâie nimic, nu mă deranjează. E foarte de stresant așa și foarte relaxant să te ocupi de plante și chiar asta mă uitam că am văzut niște reportaje cu grădinari și din Anglia și din Franța și din Japonia și mă uitam că toți, absolut toți, au o seninătate deosebită în ființa lor, nu doar că au o minimică senină, știți, nu doar că afișează o mască din aia liniștită și senină, ci pur și simplu au așa o seninătate în ei, așa, debordează o seninătate, ei sunt foarte calmi, foarte plăcuți, așa, calzi. Și am văzut că e o chestie comună la oamenii care se ocupă de mult timp cu grădinăritul, dar la modul de pasiune, de artă, nu la modul de hai că trebuie să fac să nu avem de mâncare, că nu avem de mâncare, cum e la noi, românul, știți? Așa. Da. Și grădinăritul ăla isteric și uricios pe care îl fac ce românul, care e considerat degradant, știți? Și v-am mai zis eu că dacă faci într-un anumit fel și abordezi lucrurile într-un anumit fel, poate să fie cumva un fel de artă asta și nu trebuie neapărat să când ne gândim la grădinărit, că am mai văzut fete care grădinăresc prin România și primesc comentarii de genul, vai, săraca de tine, te-ai retras la țară să grădinărești, vai, ce viață pierdută. Și
E prostia asta, că din contră te eliberează. În grădinărit o să mi se pare că te eliberează și faptul că lucrezi cu plantele și lucrezi cu natura și vezi... Oh, deci am atâtea planuri, numai să meargă lucrurile în direcția în care trebuie, pentru că sunt multe lucruri care nu depind de mine și dacă va fi vreodată să ajungem în punctele alea, o să vă explic, dar am atâtea planuri de nici nu aveți idee, plus că Monty Dom, cu grădina lui, mi-a dat o grămadă de idei, pentru că au reluat sezonul din 2011, cu ăla începusem anul trecut și mă uitam, reanalizam că ăla a fost primul sezon în care a apărut Monty Dom și am reanalizat grădina lui și v-am zis segmentele și toate cele și mi-am dat seama că mă inspiră atât de tare. Cred că și treaba asta cu paturile alea înălțate, tot de acolo am luat-o, la modul cum le-am așezat și cum le-am pus și felul în care le-am gândit, pentru că ele sunt gândite, v-am zis, cu ceva pe lângă, ce încă nu vine, nu a venit, dar o să vină cât de curând. Și da, am atâtea planuri și atâtea idei și culmea este că mă face să mă simt bine. Acum 10 ani, dacă îmi ziceați treaba asta, mamă, ce o să-ți placă să grădinești, să-ți placă să pui plante, să te murdărești, să ai pământ pe sub unghii, să... Mă rog, nu-mi place neapărat să am pământ pe sub unghii, dar înțelegeți ideea. Adică să te bagi cu pământul. Chiar îmi zicea cineva că cea mai extraordinară chestie pe care o poți face în viața asta este să te lupți cu pământul. Și zic, ce placă, mă, aici, du-te, învârtindu-te. Așa, acum de 10 ani, dacă îmi zicea cineva chestia asta, eu mă visam în oraș, într-un apartament din ăla de sticlă, cu un parc poate la 10 minute distanță, cu fast food-urile pe lângă. Așa mă visam acum 10 ani, jur, deci așa. Acum, nu știu, odată că a trecut pandemia, au trecut mai multe lucruri, s-au acumulat niște experiențe și am cumva mi s-a schimbat optica foarte, foarte tare. Știți, mi-am dat seama că, v-am mai zis eu, sunt foarte, foarte norocoasă că am palma asta de pământ aici, de care pot să dispun cum vreau eu să fac, ce vreau eu să o scot, să o aranjez cum vreau eu, să-i pun ce vreau eu și așa mai departe. Și mi-am dat seama că, băi, stai un pic, că ăsta este un lucru extraordinar, e o binecuvântare, vorba aia. Și că mulți și-ar dori să fie în pielea mea și nu reușesc. Și atunci de ce să fiu eu egoistă și să nu mă folosesc de treaba asta? Este clar că nu e pentru toată lumea și e clar că sunt mulți oameni care nu rezonează și sunt mulți oameni care consideră că să te ocupi de grădină sau de alte lucruri este degradant. Dar fiecare cu treaba lui, nu ne interesează. Adică atâta timp cât eu mă simt bine, am văzut că și vouă vă place și de fiecare dată când postez și pe Instagram sau pe Stories sau pe TikTok, primesc răspunsuri foarte frumoase și mă bucură foarte tare. Deci am văzut că și vouă vă place, măcar să vă uitați la treburile astea, așa că sunt foarte fericită în punctul ăsta. Am o cafea și uitați cât este de frumoasă cănița asta, Doamne, deci o ador. Am văzut că cei de la Pepco au mai adus o colecție cu flori de câmp. Poate poate facem o vizită până la Pepco. În altă ordine de idei, aseară s-a întâmplat ceva ce îmi doream să se întâmple anul trecut când am lansat eu contul de casă și grădină. O să fiu foarte ambiguă în clipul ăsta pentru că încă nu s-au pus toate piesele în poziția în care trebuie. Dar o să vedeți în clipurile viitoare că ne-am mărit familia. Nu vă zic cu ce și cu cine și cu câte sufletele, dar ne-am mărit familia. Puteți să ghiciți dacă vreți și chiar aș fi foarte curioasă să văd dacă vă duceți în direcția bună. Dar anul trecut, de fapt acum 2 ani, cred că m-a trăznit pe mine treaba asta și mi-am dat seama că mi-aș dori să mai încerc o dată experiența asta. Și n-am reușit. Anul trecut eram hotărâtă să fac pasul ăsta și ieri, dintr-o pură coincidență întâmplare, ceva mi-a căzut efectiv în brațe și s-a întâmplat lucrul ăla pe care voiam să-l am de anul trecut.
Again, sunt foarte ambiguă și știu că e enervant, dar aveți răbdare cu mine, că vreau să fie totul aranjat, să fie totul pus la punct și să vi le arăt atunci când... Așa. Dar cert este că ne-am mărit familia și o punem așa, o punem în perspectiva asta că ne-am mărit familia. Deci, Udi nu va, nu va mai fi mezina casei. Așa. Dar abia aștept, sunt foarte, foarte entuziasmată. De aseară tot bâții pe aici, azi noapte abia am dormit, gândindu-mă la tot parcursul ăsta și la tot procesul ăsta, pentru că mai am de acumulat niște materiale, niște chestii, niște lucruri pentru noi membrii ai familiei și abia am dormit. Plus că a venit și Jimmy, care m-a trezit la două noapte, că de ce nu? Așa, și am fost foarte agitat, așa. Dar abia aștept să vă arăt, nu știu, clipul, daily vlog-ul viitor, următorul daily vlog, în orice caz se apropie foarte tare, oricum. Abia aștept să termin și cu asta, cum le zice, cu straturile, să le văd și pe ele gata puse la punct, dar trebuie să le curăț și dacă îi bate vântul chiar nu am chef să stau să îngheț, așa, dar sunt foarte entuziasmată. Iarăși, acum 10 ani, dacă îmi spunea cineva că o să fiu entuziasmată de subiectul ăsta, tu te plimbă-te și da, sunt abia aștept. Abia aștept. Așa. Acum, o să vă las puțin, pentru că am o ciorbă pe foc. Că știți, la mine e cu multitasking întotdeauna. Am o ciorbă pe foc și vreau să văd în ce stadiu este. Și după, vedem, punem semințe, ar trebui să ajung și până la magazin. Nu știu, vedem, facem chestii, trestii. Delicious. Știți ce am aici? E divin. Este absolutamente divin. Ce am eu aici se numește plăcintă de ospită. Am pus asta un castron că nu mai găsesc farfurii din alea mici întinse. Nu știu ce am făcut cu ele. Habar n-am pe unde sunt. Whatever. E practic un aluat. Nu știu dacă bunicile voastre vă făceau, dar mie îmi făcea bunica mea tot timpul, pentru că era lene să-mi facă ceva dulce și ca să scape de mine, făcea din astea și îmi plăceau, că mai ales că erau prăjite în untură, că tot timpul mi-au plăcut lucrurile prăjite. Și e practic un aluat, basic, din ăla simplu, de pâine, dar moale, cum e aluatul de focaccia, pe care îl lași la dospit și după aceea îl prăjești. Sau cum îl știți voi, cei mai mulți, drept langoș. Da, că tot așa se face. Doar că pui cașcaval și chestii sărate, pe când bunica mea îmi punea zahăr ca să scape de mine. Și mi-a fost foarte poftă zilele trecute și mi-am făcut din asta. Și mai aveam un pic de aluat și zic, hai să-l termin ca să îl scot de acolo, să-l curăț. No. Ce vreau eu amu să fac? Apropo, mama poate să stea liniștită că n-am semănat nimic vinerea, adică astăzi. Pentru că și deoarece am adormit. Mi-a fost foarte somn și am adormit. Și n-am mai făcut nimic. După ce m-am trezit, m-am apucat și am făcut niște chestii, m-am lucrat la ceva, dar în rest nu, nimic deosebit. Și poate să stea liniștită că n-am mai semănat nimic, așa că mâine, hopefully, mâine este mai ok, măcar să nu mai bată vântul, că vântul ăsta e nenorocit rău de tot. Ce am eu aici? Am în ăsta, în coșulețul meu, în care, dacă vreți, vă arăt și ce aveam înainte. Am pus toate semințele pe care le-am cumpărat, pe care le-am semănat și ce mi-a mai rămas și vreau să mi le pun înapoi în catalog. Dacă vă aduceți aminte, când am făcut haul-ul ăla de la Pepco, v-am arătat că am luat un, din asta, un, cum îi zice, album pentru poze. Și nu v-am zis atunci pentru cel. Eu am urmat să vă arăt, dar n-am mai apucat, în fine. L-am luat ca să-mi pun semințele de... plante, semințele mele pentru așa, să le am aici, pentru că m-am gândit că aici pot sta bine, nu se, cum îi zice, nu intră umezeala așa ușor, plus că le văd. Așa, singura problemuță este că el e de poze din alea mici de două și trebuie să-i rup aici unde se învină să rup asta, dar n-are nimic. Și le am aici puse, după cum le vedeți, le am așa puse aici. Și, na, am mai luat din ele pentru că
am mai plantat și vreau să mai să-mi pun la loc ce nu am. Uite, am petunile aici, floarea soarelui. Ah, uite, nu am pus creițele, am crezut că le-am pus, nu știu de ce, dar da. Da, așa. Și să le pun la loc aici, în asta. Să pun și ce am luat astăzi ca să le văd când e. Eventual poate le împart și pe niște categorii, așa, că să le organizez cumva, să arate și el, să arate și ele cumva bine, să știu ce găsesc, unde găsesc, fiindcă e utilă povestea asta, să știți că e foarte faină, că pot să văd, să dau prin ea și văd exact ce am, ce nu am, ce mai trebuie să iau și așa mai departe. Și da, de mult vroiam să fac treaba asta, adică de anul trecut și nu m-am ocupat anul trecut, că mi-a fost plene, nu știu, m-am concentrat pe altele. Oricum, anul trecut a fost o chestie de experiment, apropo de grădina. A fost o chestie de experiment în sensul că ați văzut că am avut straturile alea înălțate mici, pe care acum le-am pus în față, care sunt acum cu usturoi și cu ridic și ce-am mai semănat eu. E, și a fost un experiment anul trecut, tocmai pentru că am vrut să văd dacă îmi place sistemul ăsta, dacă mă înțeleg cu el, dacă este eficient pentru mine, dacă mă ajută în vreun fel sau nu. Știți, ca să nu îmi bat capul, că n-are rost să te apuci să-ți bați capul cu ceva ce nu funcționează. Și am văzut că a funcționat și mi-a plăcut chiar foarte tare, în ciuda faptului că n-am avut de la o jumătatea verii încolo, n-am mai, am fost pe altă planetă, am fost ruptă de realitate. Ce s-a vărsat? Ceva s-a vărsat aici. A, nu e. Da, că aspir mâine. A căzut în strat și mi-a intrat pământ aici, dar nu-i problemă, că aspir mâine. Așa. Am văzut că a funcționat chiar foarte, foarte bine pentru mine și m-a ajutat sistemul ăsta și de-aia anul ăsta am făcut mai multe, că ăsta era planul. Bă, dacă funcționează, facem mai multe. Ia uitați, am verdețuri la rădăcinoase, fasole pe lângă flori și de-aia vreau să le pun pe categorie, așa că la momentul la care am luat ăsta doar le-am trândit aici, nu le-am făcut o ordine, dar îmi place să fie și un pic organizate. Așa, și cu ce o să începem? O să începem cu verdeața. Da, și foarte fain ăsta, arată foarte bine, pot să-l țin, ține alea uscate, nu-mi cad, nu mi se împrăștie semințele. Da, și în ăsta îmi duc eu toate ustensilele mele. Acum nu mai e nimic pentru că am scos cam totul de aici, dar de principiu cam, am cam toate ustensilele. Ce semințe mai am aici? Fii atentă, fiți antene că nu... A, sunt ăia, călțunii. Mi-au rămas câteva semințe de călțuni. E bine. Așa, noroc că le cunosc sămânța. Așa, acum nu mai e nimic aici, da? Da. Deci, cum ziceam, mama poate să stea liniștită, liștinită, că nu am pus semințe astăzi, n-am semănat. Ia și superstițiile ei. Nu știu dacă... Chiar nu știu dacă daily vlogul ăsta a fost foarte uneventful. Stați așa să-mi iau și celelalte semințe. Și ca idee, haideți să vă arăt ce-i pe jos pe lângă mine, ca să înțelegeți de ce am zis mai devreme, că m-a prins și pe mine mania asta a semințelor. No. Deci când v-am zis că m-a apucat și pe mine nebunia, n-am glumit. Adică, uitați câte semințe. Am luat efectiv anul ăsta de câteva sute de lei semințe. Gândiți-vă în condițiile în care cele mai multe dintre ele costă între 2 lei și, nu știu, 7 lei astea sau astea, știți? Deci, cele mai scumpe au fost, nu, cred că a fost ceva, astea cred că au fost 12 lei și nu știu, a mai fost ceva mai scump pe cel aici. În rest, totul aici e între 2 și 7 lei, da? Și am cheltuit câteva sute de lei pe semințe. Asta ca să înțelegeți gradul de nebunie care m-a cuprins și când mă arunc efectiv, mă arunc cu totul. Așa, și o să încep cu verdeața. Da, și ziceam că nu știu dacă a fost foarte uneventful clipul ăsta, dar eu sper să vă fi plăcut. O să mă ocup de treaba asta, după care, nu știu, probabil o să mă uit la ceva, la Gardener's World sau o să citesc sau nu știu, vedem ce facem. Vă pup! Ne vedem în următorul daily vlog sau în următorul clip, ce-o fie el, nu știu dacă o să fie daily vlog sau ce o să fie.
spuneți-mi dacă v-a plăcut, dacă v-am plictisit prea tare cu grădina, cu semințăraia, cu astea, let me know. Ne vedem în următorul clip. Ciao!